Leul moldovenesc scade în raport cu dolarul american și rămâne neschimbat față de moneda unică europeană. Așadar, pentru 7, 8 și 9 februarie, BNM a stabilit un curs de 19 lei și 17 bani pentru un euro, adică nu va suferi schimbări față de astăzi. Un dolar american va costa vineri, sâmbătă și duminică 17 lei și 42 de bani, respectiv va crește cu 3 bani în raport cu prețul stabilit pentru joi. Astăzi, băncile comerciale cumpără 100 de dolari în medie cu 1750 de lei și îi vindeau cu 1755 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1925 de lei și erau vânduți cu 1930 de lei.